lucrările de modernizare la fostul cămin social din curtea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava sunt aproape de final. Valoarea lucrărilor de modernizare a căminului se ridică la circa 11 milioane de lei, constând în reabilitarea clădirii și extinderea pe verticală, având ca rezultat creșterea capacităților de cazare, realizarea unui corp de clădire unde va funcționa centrala termică propusă pe combustibil gazos, realizarea unei scări metalice cu rol de evacuare în caz de incendiu, executarea de amenajări exterioare, alei carosabile, împrejmuire, platformă, amplasare, containere, trotuare, spații verzi. Modernizarea și mansardarea fostului cămin social transferat către USV prin hotărârea Consiliului Local și a primarului municipiului Suceava va crește capacitatea de cazare pentru studenții USV cu aproximativ 200 de locuri și ar putea fi dat în folosință la începutul lunii noiembrie. Vineri s-a semnat și contractul pentru mobilier și căminul ar putea fi dat în folosință la începutul lunii noiembrie, suplimentând numărul de locuri de cazare pentru studenții USV cu aproximativ 200 de locuri, a anunțat prorectorul Mihai Dimian.